Mă de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic, partea subliminală Alicii. 1, 2, 3. Da, văd. Atinge cele acolo. Da, e ea. E de acolo? Da. Acum, până nu mergem mai departe, ia, uite, ne sună Licia, rămâi așa, Elada, s-o adau. Deci blochează scena. Dacă mai pot așa. Și cu pământul facem. Dacă nu te renumări. Foarte ușor. Bună, Licia. Nu te văd. Licia? Gata, haideți că am reușit și eu să mă conectez. Ok, haideți că sunt... Eu am crezut că nu intri, că nu mi-ai spus că intri. Păi da, nu știam cum termin examenul. Bine, sunt cu Ela, abia am băgat-o în inducție. Nu te văd. Dacă vrei să te vezi, dacă nu rămâi așa, nu, lasă, nu mai da. Da, nu-i da. Da. Așa, oprește tu microfonul. Stați așa să-l găsesc unde este. Gata, l-am văzut. Mă mai aud? Da, da. Neoprit, nu s-a oprit. Pe butonul cu microfon, prima bulină. Pe ce ești? Pe telefon? Pe telefon și pe ăsta nu mă descurc, aia e treaba. Dă cu degetul așa, plimbă degetul și vezi de unde ți apare microfon. A, lasă, stai așa, Ligia, că pot eu să ți-l opresc. Stai un pic. Ia, opriți-mă, că nu-mi dau seama pe da, telefon. Da, dezactivează sunetul. Gata, l-am dezactivat. Bine, mi-am amintit târziu. Așa, Ela, unde ești? Zero număr? Sunt cu ea, nu, sunt cu ea. Ești cu ea. Da. Ok. Ziceam că n-am făcut protecție înainte și atunci pune partea subliminală a Ligiei într-un clopot de lumină. Da. Și acum pune-mă și pe mine ca și protecție, da? Da. Și tu fă-ți și tu protecția ta. Și securizăm și canalele de comunicare între noi. Da. Sau fă o bulă mai mare care ne cuprinde pe toate. De vibrație înaltă. Așa. Deci avem partea subliminală a Ligiei aici. Și hai să vedem cum o vezi. E speriată. Da. De ce e speriată? Ce s-a întâmplat? Zice și acum, mă tot atacă. Ok. Ia să vedem. Zi să ne arate, să-ți arată. Cine o atacă? Cumnata ei. Da? Așa. Păi nu am făcut noi, cumnata, nu am scos-o noi în sesiune, am rezolvat karma, i-am trimis iubire, s-a îmbrățișat. Ce se întâmplă cu ea? Cheamă cumnata în față.
Vedem ce are de spus. Și o izolez, dai pui copul de luminel. Da, a venit, am blocat-o. Și hai să ne spună... Eu aveam niște înțelegeri. Da. Cu Nata, zice? Da. Da. Cu cine vă înțelege? Zice, aveam niște înțelegeri. Dacă făceam ce trebuia, scăpam de aici după aia. Păi se înțelesese cu cine? Niada acolo unde era? Da. Și atunci toată munca noastră și efortul care l-am făcut de a o scoate de acolo. Sufletul ăsta înțelege? Nu, nu a coborât încă înapoi. Dar sufletul ăsta înțelege ce-i cu ea? Nu prea. Nu prea înțelege. Deci nu a coborât încă înapoi, dar e supărată că, zice, aveam niște înțelegeri și m-ar fi ajutat să scap de tot. Și zice... Ce grad de conștientizare are sufletul ăsta? 2%. Zice, acum nu o să mai pot scăpa, zice, mi-ați tăiat înțelegerile și acum eu ce o să fac? Dar noi nu am luat-o cu forța de acolo. I-am cerut acordul. Acolo își amintește cum scăpea? Da, au zis că nu știam că eu nu o să mai pot pleca de aici acum. Deci au venit la ea, deci după curățări, au venit la ea și i-au spus, zice, datorită faptului că ai tăiat înțelegerea cu noi, acum vei rămâne aici. Deci încearcă să o agațe din nou. Pe ce emoții, pe ce gânduri, pe ce programe mentale vrea să o agați? Hai să vedem așa. Zice, eu vreau să plec de aici de tot. De aici, de unde? Din Matrix. Din Matrix. Și unde pleacă? În minus 5 sau cât era acolo? Unde pleacă? Din Matrix, să zicem, minus 5? Ea nu știa treaba asta. Ea credea că pleacă în 7. Păi în 7 sunt cărbuni în 5 cu focuri care ard? Că așa era acolo unde am fost. Da, dar scăpa de acolo. Deci se promisese că o scot de acolo. Adică și acum ce ar vrea? Să se ducă înapoi acolo? Că după aceea va pleca în 7? Ce vrea să facă acum? Nu. Deci ei încearcă să o tragă înapoi prin păcăleală, să zică că ar fi putut să plece în 7. Dar pentru că au tăiat cu ei înțelegerea, da. Acum va rămâne aici, în continuare, adică în 3. Da. Ok. Poți face altă înțelegere cu ei. Cine oprește? Zice, dar nu mai știu ce să fac, nu mai știu ce să cred, nu mai știu. Și pentru asta că nu mai știe... Și-a vărsat nervii după aia. Păi asta zic, pentru că nu mai știe ce să facă. Da. A venit și a atacat APS-ul și a atacat-o pe Ligia, da, care o salvase din ghienă. Da. Zice, da, zice, ok, m-a scos de acolo, dar acum rămân blocat aici. Zice, eu vreau să plec, să mă duc în 7, să plec mai sus, cum îmi promisese ceilalți. Ea nu mi-a promis nimic, că acum ce fac, rămân aici? Dar de ce are nevoie de promisiune? Da, de ce are nevoie de promisiunea unora ca să facă, să o scoată, să o ducă, să o aducă unii? Păi zice, ăia au putere. Da. Așa zice. Dar a văzut PS-ul Ligiei cât de puternic a fost și a scos-o de acolo? Ce putere au ea? Când un suflet, un alt suflet a scos... Ea crede că ea au putere mai mare. Deci are doar 2% conștientizare. Da, ia hai să-i dăm informații și eu și tu și Ligia din toate sesiunile care noi, toată informația pe care ne-o știm, de vibrație înaltă. Facem din alea, cum făcusem noi în sesiunea aia. Da. Mingiuțe sau cum le-am numit. Bine, bule. Din alea, bule de informații. Bule de informații și
tragem cu bule de informații în sfera energetică. Și spunem ce se întâmplă. E un pic uimită. Zice, uite, la asta nu m-am gândit. Zice, într-adevăr, văd acum că ce ei nu sunt neapărat, nu sunt cine spun că sunt. Dar ea cum i-a perceput? Hai să vedem cum i-a perceput pe ăștia care o dusese acolo în ghienă, la foc. Ea i-a perceput ca pe niște preoți, ca pe, da? Ca pe niște oameni înțelepți. E așa-i vedea. Și cum arătau? Preoți îmbrăcați în ce culoare? Care vreau să o ajute, așa credea ea. În auriu. Auriu, așa. Da. Păi și oameni înțelepți ăștia, așa cum îi vedea entitățile astea, demoni, ce erau, că ei își pot lua, îi dăm informația, că își schimbă forma, își pot pune holograme, orice. Da. Și totuși, așa preoți înțelepți cum erau, dacă stătea și se gândea la felul informației care i-o dădea, la ce o punea să facă, să încalce liber arbitru, să facă vrăji din alea care a făcut și a aruncat pe la poartă, să facă rău altor suflete aflate în corpuri, aici în 3D, astea sunt noțiuni de sau sunt fapte pe care te pot învăța niște înțelepți? Ea acum vede și își dă seama cât de cât că ceea ce au pus-o să facă nu a fost ok. Își dă seama acum că există mult mai multă cunoaștere și mult mai multă informație decât ceea ce le dădea ei și ceea ce a învățat-o ei. Și dar ceea ce a învățat-o și partea ei fizică. Da. Da, mintea fizică. Mintea fizică, dar ea, ca și cunoaștere, avea foarte puțină cunoaștere și atunci ceea ce ea aflase și făcea pentru ea îi se părea mult. Deci se părea că e ceva wow. Uite, acum începe să vadă, să conștientizeze. Își dă seama că nu a fost chiar ok ce au pus-o să facă și la ce informații am dat noi acum. Începe să-și ridice puțin conștientizarea. Acum văd că are 3% conștientizare. Hai să-i spunem că poate să o ridice și instantaneu conștientizarea asta. Odată ce a încorporat informația, să încerc să ia cât mai multe informații, bule cu informații și să le bage în interiorul ei. Și să vadă că crește în conștientizare, practic, mai rapid. Da, i-a mai dat bule de informații, cât mai multă. Acum o văd la 5. Trebuie să mai urci. Îi mai dăm. Bombardăm cu bule de informații. Și o bombardăm cu bule de informație legat de caracterul acestor entități, Temon, Draco, ce mai erau pe acolo, cu care era în cârdășie. Și arătăm cum nu poți să ai încredere în promisiunile unor entități. Și dăm informații din sesiuni. Cum entitățile de acest tip și de alt fel, orice entitate, cum au semnat, au pus suflete să semneze contracte. Uite contractul ăla, el, de acum câteva zile, care scriseseră cu cerneală transparentă. Da. Da? Îi dăm informația asta. E uimită și zice, așa m-au păcălit și pe mine. Zice, da, când au păcălit? M-au păcălit și pe mine. Bine, nu mai contează când au păcălit-o. Așa au păcălit-o, da? Și atunci ce încredere să ai în astfel de entități că ți-a promis că o să pleci din Matrix după viața asta? Poți să ai încredere? Nu, zice nu. Nu, într-adevăr nu. Și atunci, încrederea
unica, să zicem, ființă în care poți să ai încredere, ești tu. Da, încerc să îi explic pe lângă informația care noi o dăm, că prin cunoaștere și prin conștientizare va putea să iasă din mediu. Crescându-și această conștientizare. Da, acum vă și înțelegerea a lucrurilor. Și înțelegerea lucrurilor. Și, și în să-și dea timp să le înțeleagă și să le asimileze și să vadă și ce a greșit până acum, să nu mai facă. Și să înțeleagă gestul pe care l-a făcut PS-ul cumnatei. Să înțeleagă la ce s-a expus PS-ul pentru ea să scoată. Acum înțeleg că Ligia vrea să și îi mulțumesc că m-a scos de acolo. Acum înțeleg mai bine, zice. Eu credeam că... Deci, de fapt, ei au venit din nou la ea și au încercat să o păcălească, dar acum, zice, văd că au încercat din nou să mă păcălească, să semnez iarăși cu ei. Dar acum că am toată această informație, zice, am înțeles. Și nu o să mă las păcălită și mulțumesc, Ligie, pentru ce a făcut. Și încă o dată vreau ca Ligia să-i transmită iubirea pe care poate să o transmită un suflet conștient. Da, Ligia stă așa și speră să înțeleagă și îi vrea binele și vrea să o ajute și să-i spună toate lucrurile. Mă bucur că în sfârșit înțelegi că îți vreau binele și să nu te mai lași păcălită de entitățile alea. Zice, să știi că eu te iubesc și îți vreau binele și vreau să fii ok. Și să-i mai spună și să transmită părții fizice să întrerupă acele practici și acele relații cu persoanele respective care se ocupă cu mizeriile astea. Să taie toate legăturile cu acele persoane. Da, hai să taie. Ia să taie acum și PS-ul. Legăturile cu toate, încă o dată taie arată. Știe că am mai făcut să taie legăturile cu sabia de lumină. Da, zice, știu cum să fac. Așa. Și dacă mai vin aia, același lucru face, pentru că ele, entitățile, vor veni continuu atâta timp cât găsesc emoția sau mentalul, programul mental. Da. Îl găsesc, ele vin, pentru că cât stai în corp fizic, sunt și ele pe aici. Zic să scoatem programul ăsta mental de a vrea neapărat să iasă cu orice preț și să punem dorința de conștientizare și de adunare de cunoștințe, de cunoaștere. Să înțeleagă că numai așa, asta este calea. Da, asta este calea, da. Nu prin ajutorul altora, cel a entităților. Și hai să-i dăm și informația că ajutorul altora, chiar dacă ar vrea, ar veni, alt suflet, vrea să o ajute. Asta, uite, cum am făcut, da? Da, în sesiunea trecută. Poate doar să-i dea informația pe care ea trebuie să o asimileze și să o înțeleagă. Deci tot ea trebuie să lucreze, să acumuleze să asimileze toată acea cunoaștere, acea informație, să o integreze. Deci munca este tot a ei. A tăiat legăturile? Da. Și a scos programul? Da, a scos acel program, l-a înlocuit cu dorința. Cu dorința de a cunoaște, da, și de a înțelege lucrurile mai bine. Hai să înlocuim și cu, îi spunem să scoată dorința de putere, de a controla pe alții, de control. Și dacă mai sunt toate programele acestea nebenefice, care nu acționează în interesul ei și a văzut că nu acționează în interesul ei. Și să înlocuiască cu stimă de sine. Și cu dragoste față de cei apropiați, cei dragi și acelor din jur. Da, iubirea de sine, iubirea pentru orice înseamnă suflet. Da. Ok. Și tot ceea ce consideră că îi trebuie acum ca să fie echilibrat ca suflet. Da, aș spune. În această bulă tot ce i-aș dorește pozitiv
pentru ea, pentru viața ei, pentru cei din jur. Și o asimilează. Cât mai e conștientizarea? Acum văd 12%. Ce e în creștere, da? Da. Păi, dacă vezi că mai avem ceva de făcut legat de ea, de ce spese? Nu, legat de cumnata ei, nu. Deci putem să o lăsăm să plece. Deschide sau spune să meargă în corpul ei fizic și închizi portalul. Da. Da, acum văd Brigia fericită. Da? Da. Așa. Ce mă bucur că a înțeles. Ce o speria cel mai mult? Ce a speriat-o cel mai mult în zilele astea? Simțea că e atacată pe la spate și nu știa de cine. Bănuia că poate să fie tata ei. Te-au atacat cum nata PSU? Da. Sau veneau și ei? O lovia pe la spate. Da? Deci, PSU? Ca și cum, da, ca și cum venea și spunea de ce mi-ai făcut asta și o lovea cu pumnii. La spate. De ce mi-ai făcut asta? De ce mi-ai făcut asta? Deci ea nu înțelegea. Ea, entitățile i-au spus că... Uite acum, ce ți-a făcut. Da, uite ce ți-a făcut și că de fapt acum ai rămas aici blocată și puteai să pleci. Și ea nu înțelegea că de fapt o păcăleau din nou. Și asta Ligia nu vedea. Nu vedea cine o lovește. Nu sau... vedea cine o lovește din spate. PSE-ul. Da. Acum arată-i. Că, sau da. Știe, a văzut, da? Că... Da, a văzut acum, da. Bine. A văzut că a recunoscut. Da. Cum n-a te-a recunoscut, da. Bine, acum cum este, cum o vezi, pe Ligia? Acum o văd liniștită, fericită că cumnata ei a înțeles. Și acum o văd liniștită și fericită. Foarte bine, dacă e liniștită și fericită. Hai să spune-i să cheme PSE-ul lui Daniel, fiul. Da. Da, a venit. Pune-l și pe el într-un clopot de lumină, Ela. De vibrație înaltă. Și hai să vedem ce ne spune Daniel. Verifică, da? Citește informația da, genetică. Cere acordul. Da, ce să-l întreb? Întreabă-l cum... Nu să-l întrebi, să vedem cum se simte, întreabă-l. Cum este? Zice obosit. Da. Zice traumatizat. De ce este traumatizat? Zice e grea viața aici. Păi, este așa cum este viața, dar noi dacă învățăm cum trebuie să gestionăm viața aici și cum să ne conducem acest vehicul, corp fizic, cred că putem să ne facem acceptabilă, având în vedere că suntem aici. Zice, da, e posibil, dacă ai informații și cunoaștere, într-adevăr. Vrea să-i dăm? Vrea, niște, da. Niște bule de cunoaștere și informație? Da. Hai să-i dăm. Să-i dea și Ligia. Are și el niște contracte legale. Să ne uităm. Hai să-i dăm întâi informația. Da. Și apoi spune-i să ne arate ce legături stringuri, de unde pleacă și cum pleacă. Pentru că e și cam obosit, ne-a spus, da? Da, e obosit.
Ia să vedem de ce obosit. Zice, repet un tipar. Viață da. După viață. Da. Care este? Zice, și nu pot să ies din el. Care e tipul? Zice, acela de a munci cu trudă și de a nu aduna nimic. Da, e încă acum. Acum cum și-a dat seama că se repetă tiparul? Pentru că are abia 18 ani sau cam așa. Sufletul lui spune asta. Știe, da, se uită la contractul care l-are în viața asta, cu care a venit, da, karmic. Da, da. Și la ce viață a avut în trecut, da? Da. Nu vrea să mergem să vedem la cauza care a generat acest tipar? Să vedem cum. Cum s-a ales cu tiparul ăsta karmatic? Viață după viață. Câte vieți a trăit în tiparul ăsta? S-a manifestat acest program? 42. De vieți? Da. Uite, mergem înainte de a se genera acest program. Deci, acest contract sau ce-o fi el. Mergem la cauza care a generat acest tipar karmatic. 1, 2, 3. Mi-apare un bărbat, are în jur de 50 de ani aici, are înfățișare de musulman, în Arabia Saudită. Actuală. Actuală Arabia Saudită. A fost un om bogat în viața aia. Pe atunci bogăția se număra în cămine și au. Ce te cămile au? Multe. 400 și ceva de cămile. Așa. Avea grijă de niște oameni, un fel de sat, un fel de... Era un fel de emir? Un fel de emir pe satul respectiv, pe câțiva oameni, deci nu era pe o țară. Da. Ca un fel de boier, să zic așa, cum era la noi. Și văd că au murit oameni sub mâna lui. I-a tratat ca pe niște sclavi. Adică el a omorât efectiv niște oameni? Da. I-a bătut sau cum? Prin sclavie. Prin munci. I-a istovit? Munci grele, da. Munci grele și foamete. Adică a fost crud. A fost crud cu ei, deci punea să muncească pentru el și nu-i plătea. Și le dădea hrană foarte puțin. Și ce s-a întâmplat? Cum a primit programul ăsta invers? Deci mi apare ca și o plată karmică acei oameni din viața respectivă care i-a pus să muncească și nu-i plătea. Deci e ca o plată inversă karmică. Și cine? Unde i-a dat-o la consiliu când a ieșit din viața aia? Îmi apare un contract făcut din timpul vieții. Da. Și care s-a activat în momentul în care el a murit și de acolo a început. După aia următoarea viață. Și contractul ăsta cu cine l-a făcut în timpul vieții și ce conține? Mi-apare Mohamed. Da? Ok. Cu Mohamed. Avea contractul? Da. Și ce prevedea contractul ăsta? Sau cum i-a
a fost lui adus la cunoștință, că ce prevedea poate să difere. Spune-i să ceară contractul. Da, hai să-l cer încă, poate așa pot să-l citesc. Da, număr de la 1 la 3, să dea comandă ca acel contract cu Mohamed să-i vină în față. Integral, complet, cu copii, oglindiri, puncte sub puncte. Tot. 1, 2, 3. Este în fața lui contract. Da. Zice tu, Ali. Da, Ali îl chema? Da, așa scrie. Vei avea grijă de toate viețile pe care le-ai curmat. Și le vei da tot ce le-ai luat. Asta scrie. Lui s-a spus că va duce cu el tot ce a agonizit în viața aia, în viața următoare. Asta i s-a spus lui. Dar el cum credea, acel Ali, cum credea că o să, cum ducea ce a acumulat în viața aia, în viața următoare, cum credea că o să... S-a promis că îl încarnează ca nepot. Aha, ok. Bine, acum vede de fapt că a fost mințit, Mohamed, da. Ce a făcut? Da. Și mai vede și înțelege că în viața aia a fost crud și... A fost crud și nu trebuia să poarte așa cu toate ființele acelea? Da, acum înțelege. Și dacă s-a purtat așa, vreau să se uite în plan energetic. Dacă voluntar el a decis cu liberul lui arbitru să se poarte așa cu acei oameni sau au intervenit alte influențe în plan energetic care îl puneau să facă, să poarte, să fie crud cu oamenii aceia? Mi apare că avea alte contracte cu alte entități, deci care îl se manifestau prin el. Ce fel de entități? Acolo mi apare Lucifer. Și aceste entități îi posedau corpul, făceau acțiuni sau îl mental, îl bombarda? Erau de pe mental, erau fedeleuri pe mental. Deci entități mentale, da? Acționau da. Mental ăștia. Da. Bine. Ideea este că în urma acestei vieți, acestui comportament, acestui rol interpretat ca și Ali, s-a ales cu câte vieți, am zis? 42. 42 de vieți, inclusiv aceasta, sau mai avea încă de făcut? Pe lângă asta. Deci 42 de vieți trecute. Da. A avut același tipar. Da. 42 de vieți. Da. Și asta era 43? Da, cu același tipar. Și total avea 45, ăla, zici? Sau câte 43. Avea? 43, asta era ultima. Asta e cea de acum. Da, cea de acum. Dar era ultima cu acest tipar karmatic? Sau mai avea? Câte avea în total? Da. Stai să văd. 60 era în total. Deci mai bine. Deci dacă nu tăiem lanțul... În primul rând să distrugă contractul ăsta. Să spună lui, înainte de a semna contractul, să îi spună lui Mohamed că nu semnează nimic, pentru că vede că contractul este mincinos. Păi acum vede ce scrie. Atunci n-a văzut. Pentru că oricum nu l-au lăsat să vadă. Nu, nu. I-au spus cu totul altceva, i-au arătat altceva. Și
arde contractul ăsta cu Mohamed. Da? Să verifice întreg, complet, să-l cântărească, să chem, dacă nu e tot, să dea comandă, să ceară, să-i vină tot. E dreptul lui. Deci cu Mohamed ăsta e tot. Da? Ok, da, să-l ardă. Nu mai vine nimic. Păi, să-l ardă. Ok, îi dă foc. Și acum trebuie să rezolve karma cu toate acele persoane din acel sat pe care s-a purtat urât cu ei da. În sclavie. Cheamă toate PS-urile acelea. Ești atentă, Ela, și cum vine, cum îl pui în clopă de lumină. Da, am făcut așa un zid de lumină. O să treacă și... Cum vin pe rând, le pun în... Da, sunt 60. Da. Sunt 60 de suflete. 60 puse acum. Da. Vreau să le dea, să le arate contractul pe care el, cu care el a venit în acea comunitate și fiecare după aceea poate își cere contractul. Să le spună că, să le arate în energetic ce se întâmpla, pentru că în fizic știu. Da. Ce s-a întâmplat, cum prin el, prin corpul lui Ali, se manifestau entități, da? Mentale, Lucifer, FNL-uri, ce erau FNL-uri, ce erau alea. Să le arate că nu a fost voința lui, adică nu el deliberat s-a purtat așa cu ei, ci că interpretau un rol într-o scenă și ei la fel. Și să le dăm și informație la toți. Da, le-am deschis un ecran și le-am arătat chestia asta și acum le facem bulă de bule informație la toți, cele 60 la toți și le trimitem, le dăm la fiecare informația. Da, o asimilează fiecare. Și să le ceară iertare pentru modul acela în care s-a comportat în acea viață, să le spună că aveau și încă 60 de piese trebuiau, sau s-au tot întâlnit în 42 până acum. Da. În viața aceasta, Ela, dacă te uiți, se mai întâlnea cu vreun suflet dintre acelea? Urma să întâlnească? Da. Și bineînțeles să nu aibă niște întâlniri plăcute sau raporturi. Da. Greuna lui viața. Bine. Să-și ceară iertare, cum am zis. Le dăm informația și ei pot să-și ceară contractele. Da. Și să le ardă, să facă același lucru. Și să le transmită iubire la toate sufletele astea. Și să spună că și el, la rândul lui, i-a iertat pe acele suflete care în următoarele 42 de vieți și cu asta 43 i-or fi făcut și lui destule. Da. Da? Și că iartă și că înțelege că au fost prinse toate aceste suflete în acest joc karmatic al entităților. Da, înțeleg. Toate înțeleg ce s-a întâmplat. Foarte bine. Le-a cerut iertare. A primit iertare de ele. Și acum să îmbrățișeze, să le trimită iubire. Iubire. Da. Da. Iubire. Da. Acum la venim aici și acum închideți portalul acesta. Moartele 1 la 3, sunteți aici acum. 1, 2, 3. Da. Acum cum se prezintă sufletelul? Acum îl văd mai vesel. Da? Da. Mai obosit? Nu. Zice, simt că am scăpat de o povară mare. Dar acum a înțeles, da? Că nu trebuie să mai facă contracte cu nimeni. Da, a înțeles.
Și văzut ce s-a întâmplat. Da. Și ăla, dacă mai să se verifice și tu te uiți și tu, să se uite de jurul împrejurul lui și dacă mai este vreun string, să-l taie cu oricine și orice. Văd stringuri cu persoanele apropiate din jur. Uh-huh. Păi mama este. Da. Multe persoane nu sunt, să știm. Probabil ce mai sunt cunoști. Nu știu. Cu ceva verișori, parcă văd. Da? Da. Să taie toate legăturile, da? Să taie tot. Îi arătăm că nu trebuie să se ferească să nu mai aibă raporturi cu persoane în 3D, doar că să-și amintească că prin acele legături stringuri se pot transmite entități și lucruri care nu sunt tocmai plăcute și să aibă grijă, pentru că e tânăr. În urma oricărei întâlniri, eu știu, raport cu oricine ți-o taie stringurile. Da, a primit acum această informație. A tăiat și stringurile. Îl văd mult mai vesel, mult mai ușor, parcă. Da. Era așa povărat, obosit. Deci acum mă simt mult mai ușor, mult mai vesel. Deci acum am curajul să leg prietenii. Știu că voi lega prietenii curate și frumoase. De ce? Îmi era frică de contractul ăsta, de tiparul ăsta, dar acum am scăpat de el, zice. Bine. Uită-te în corpul emoțional ăla și apoi să vedem corpul mental. Și la Daniel și la Licia. Văd corpurile lor emoționale foarte strâns legate. Da. Sunt foarte strâns legate. Uh-huh. Eu zic să... taie legătura umbilicală. Da, să taie și legătura asta emoțională, uh-huh. Să fie mai independenți, uh-huh. Fiecare, mai ales el. Și umbilicală și tot, că acum e pe amare. Da. În fizic. Da. Așa, emoții sunt ele? Mai sunt ceva emoții de joasă frecvență care trebuie scoase? Văd timiditate. Da. Un pic de rușine. Pentru ce? De unde vine rușinea asta? Legat de ce? Rușine asta așa timidă de a intra în contact cu oameni, văd. De a nu supăra, de a nu deranja. Nu știu, văd un pic, nu știu dacă așa e și în fizic, dar văd un pic de rușine față de corpul lui. De ce? Să se accepte pe el așa. Deci are niște, să zicem, lucruri care nu-i plac. Care nu-i plac la corpul. Uh-huh. Așa văd. Păi, hai să-i spunem, să-i arătăm, să-i dăm informația, pule de informație, că corpul fizic prin care ne manifestăm este un vehicul. Unul din sutele, miile pe care le-am avut. Da. Așa este. Pe Terra numai. Și este și doar prin... un vehicul. Doar e doar un vehicul, doar un corp. Și îl poate modela cum dorește el. Mm-hmm. Și apoi... l-am mâncat sănătos prin da. Sport. Mm-hmm. Da. Și apoi dacă... nu corpul e ceea ce ne... deci nu acest corp fizic. Important e să avem grijă de el, să-l întreținem într-o stare bună de funcționare, dar nu acest corp este ceea ce contează. Are și el, contează și el, dar nu contează sufletul. Contează ceea ce suntem noi, esența. Da, dar zice, spun ce zice el. Da. Zice, înfățișarea mea e ceea ce văd oamenii. Așa este, așa suntem aici în 3D.
Și mai ales în tinerețe. Că de aia... Dacă nu mă fac plăcută și dacă ei nu mă plac, atunci eu cum să mă fac plăcut pentru ei? Se face plăcut. E frică de respingere. Mm-hmm. Dar spune că ceea ce îl face plăcut, chiar și aici în 3D, este ceea ce el exprimă. Da. Cum se exprimă? Deci are alte mijloace de a se face plăcut, adică nu neapărat prin corp. Practic, corpul fizic, Ela, după, adică eu așa văd, și prin corpul fizic ne manevrează entitățile, da? Mai ales în relațiile astea de cuplu, de... Pentru că la acele vârste noi nu avem marea majoritate, cred că 99% nu avem cunoștințe ezoterice sau de altceva. Da. Ne percepem corpul fizic și prin... Încă o capcană este acest corp da, fizic. Văd că ne, văd noi. Că entitățile te face să te identifici mult cu corpul fizic. Da. Și este o altă capcană a entităților. Și hai să arătăm și PSO-ului lui Daniel. Da. Marea majoritate dintre noi facem alegeri proaste, bazându-ne pe aspectul fizic, pe acest corp, ceea ce noi vedem. Da. Prin simțurile fizice, da? Da. Este o altă capcană. Și atunci are și în fizic, în 3D, are pe mama lui care îl poate ajuta să înțeleagă informația adevărată, informația spirituală, ceea ce suntem noi. Odată ce acceptă să vrea să înțeleagă această informație, va avea o, să zicem, va lucra în favoarea lui. Se poate exprima prin ceea ce știe și cunoaște. Bineînțeles da. Că trebuie să-și aibă grijă de corpul fizic, să-și îl modeleze. Astea poate să facă oricum și oricând dorește, da? Da. Ce înțeles de aici? Da, înțeles. Da? Înțeles. Acum îl văd mult mai încrezător în el, mult mai plin așa de el. Deci, a căpătat încredere. Da, mijloacele le are, sunt la el mijloacele de a se exprima și de a arăta și de a intra în relații și tot ceea ce își dorește poate să obțină. De a interacționa, da? Da, da. Bine, hai să scoat afară rușinea asta. Ce mai era? Să le scoat. Se curăță tot, da. Cum să scoată toate programele astea, toate emoțiile astea negative, să le scoată afară, să le ardă complet toate. Și să le înlocuiască cu încredere în sine. Iubire de sine, să iubesc. Iubire de sine, încredere în ceilalți. Dar încredere în ceilalți, bazându-se pe verifica încredere în sine... Și în ceilalți trebuie să verifice vibrațional pe ceilalți. Încredere în cei din jur pentru a interacționa cu ei, pentru a intra în dialog, pentru a socializa. Dar și așa trebuie să-i verifice vibrațional, da? Da. Ok. Se scoate toate programele mentale care nu acționează în interesul lui cel mai bun. Pentru că au fost și alea din, venind din karma cu trudă multă și nu știu ce. Și autoprograme și tot. Așa. Vreau să te uiți ăla să-mi spui dacă este vreun implant pe undeva. Nu? Vreo entitate? Sfera energetică este? A fost, dar odată cu anularea acelui contract au dispărut. Oricum le mai anulăm contractele la declarația de suveranitate, da? Dar acum, dacă vedeai ceva. Acum nu. Nu, văd că nu.
Nu percep nimic în jurul lui. Ok, uite-te și la Alicia, dacă vezi ceva. Tot așa, corp emoțional, corp mental, entități în plantă. Frica aia, anxietatea aia Da. era pe corpul mental și emoțional de acolo. Aia o văd. Le scoată. Deci se scoată emoția și se scoată programul aici. Da, s-a ars tot. Se scoate și frica asta, Ela, sau programul, sau emoția ce are, e și una și alta. Frica de a fi atacată de alții, de a fi atacată de cumnata asta, de vrăji, de ce or mai fi, toate lucrurile astea, scoate această frică și să o înlocuiască, ca și program, cu încredere în sine și în puterea ei, ca suflet. Încredere totală. Da, deci scoate acest program de frică și pune în loc, zice, de aici înainte să am mult mai multă încredere în mine și în puterea mea interioară. Exact. Da. Să scoată frica de îmbătrânire. Dacă o găsești, eu o zic și eu. Că vezi. Sau sufletul, dacă Asta e găsești. program, noi, asta e Programul ăsta, program. da. 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 Programul, zic. Da, l-am scos, s-a Și scos să-l programul. înlocuiască cu tinerețe veșnică. Uite, de ce n-am pune așa? Tinerețe veșnică, da. Și Daniel la fel face. Se scoată toate programele și Ligia, care nu acționează în interesul ei cel mai bun. Da, programele astea din societate, din religie, cu care am crescut mulți, da, ies toate afară de noi. Și să pună în loc programe benefice, adică puterea de a se bucura de viață. Asta, dintre ele. Să pună disponibilitate pentru ea. Da? Să pună Timp liber. timp liber, să pună bucurie, să se poată bucura. Să Bucurie, pună. abundență, sănătate, Da. fericire, echilibru, De ce nu? Poate dorește și. armonie. Cine știe? Poate dorește și o relație, un partener pe vibrația ei. Nu cunosc lucrul ăsta, dar zic și eu, dacă vrea, își pune. Relații benefice, relații pozitive, oricine își dorește ea. Da. Când vezi că e ok, Ela, spui. Și unul și altul. Da, acum mai văd întregiți așa un câmp energetic format bine, conturat bine, frumos, și la unul și la altul. Acum spune-le să facă o descărcare de rezidui, ce mai sunt. Își Da, cresc să fie cu rădăcini. lumină, da. Ah, așa. Da, Cum zi. vor ei. Pă, cum faceți cum vreți, cum vor și ei. Nu, dar mai bine așa cum spui tu, să-și Ok. crească rădăcinile, Ah, să-și da. Că crească? Bine. mergem pe rând pe chakra, după Da. aia, da. Ha, să fac așa. Da, așa făcut rădăcini și aduce Așa. energia mamei pământ. Și o ridică în chakra 1. Aduce energia pură de la spiritul pur și necontaminat al mamei pământ, da? Să Da. verifice. Așa, o aduce prin chakre. Chakra 1, învârte. Curăță și chakra 1. Scoate rezidurile. Chakra 2. Procedere.
Cedează la fel. Da. Hai, mergi mai departe. Da, cea ca trei. Se curăță semnifică și tot organele aferente. Chakra 4. Se curăță, se energizează și toate organele aferente. Chakra 5. Chakra 6. Și acum chakra 7. Să recircule energia, da? Din interior, în exterior, captează în picioare și recirculă de câteva ori, până când toate structurile lor, prin toate structurile, energia curge curat și liber. Da. Și sunt perfect curățate și energizate toate. Și acum le spui să intre în inima lor energetică, în interiorul lor, și de aici să se conecteze cu sursa creatoare primordială. Tot ceea ce este. Și număr de la 1 la 3 și merg acolo. 1, 2, 3. Și aici aș caută matricea originală, fiecare, și intră în ea și corectează toate codurile genetice. Fă și tu dacă vrei. Te vin și eu. Haide. Da. Purificăm, da? Da. Lumina și iubirea sursei. Curăța, da. Cum văd cum se curăța de neurile lor și a noastre. Lumina pură, se luminează, purifică tot. Și hai să facă declarația de suveranitate, declară că anulează și decrează acum orice contract, orice înțelegere, permisiune, promisiune pe care ar fi făcut-o oricărei ființe sau neființe, cu plus sau minus, în orice loc, spațiu, pe orice planetă, pe orice soare, stea, asteroid, stația ale entităților și în orice timp, pe orice linie temporală, adevărată sau falsă, și între timpul, toate le-au anulat acum. De asemenea, să retragă fiecare, să-și retragă ADN-ul până la ultima bucățică, de oriunde ar mai fi. Și aici, în sursă, unde sunt, purifică fiecare firimitură care se întoarce și integrează. Da. Acum, PS-ul Ligiei să retragă, să șteargă din ADN-ul lui Daniel tot ceea ce vine de la ea pe arborele genealogic, ce s-a transmis, programe nebenefice, tot ce nu acționează în interesul lui cel mai bun. Da. De asemenea, fiecare să-și ardă arborele genealogic. Da. Da? Din toate existențele. Da. Și ar să retragă și bucățelele până la ultimul foton de suflet, pe unde ar fi. Da. Bine? Da, vin. Vin bucățele mici. Se
purifică și le integrează, să șteargă amprentele de oriunde, de oriunde au trecut vreodată și să retragă informația din orice bază de date, orice calculator cuantic, orice backup, orice, din orice creator pe unde au trecut și orice bibliotecă akashică. Da. Toată informația o retrag în ei, înăuntru lor. Da. Da? Și o dă în spiritul lor și în sursa primordială, aici unde sunt. Bine, să-și ardă încă o dată linia experiențială. Pentru că au informații. Da. 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 Și acum să-și facă un proiect, fiecare, aici în sursă, fiecare cu ce vor să realizeze, să pună aici, fiecare pe se, să-și citească și informația din mentalul, din fizic, de aici, din 3D, da. Ce și-ar dori, ce-și doresc persoanele fizice. Uite, la Daniel știu că se pregătește de examen, da? De absolvire. Examenele, da. Să și pună acolo, în proiectul lui, reușită. Toate dorințele, da. Uh-huh. Tot ceea ce își dorește. Da, și el și Ligia, da. Ok, da. Și să lase această bulă, acest proiect volă cu dorințe, aici în sursă. Da, să se manifeste, da. Da? Să manifeste. Să materializeze, da, da. Da, da. Bine. Acum, număr de la 1 la 3 și sunteți aici și acum. 1, 2, 3. Da. Să curețe casa. De cal, să-și curețe spațiu, să transmită informația tuturor sufletelor cărora vor să transmită informația și care vor să o primească, care l-au întâlnit vreodată. Da. Să tai încă o dată legăturile cu oricine și orice. De aici, legături religioase, ce ori mai fi, să trimită bule cu lumină pură și iubire, religia, pe toate stringurile care au fost date înainte, că nu mai e nimic acum. Da. Și apeteze casa. Să facă acolo la casă, casa unde, la curte, să curețe, trimită bombe. Cu lumină, da, și bombe de lumină să purifice tot acolo. Și mașina și aici, da. Aici la apartament să facă Daniel. Da. Tapetează pereții și aici aruncă cu bombe de lumină pură să purifice toată casa. Ok, la. Se închide portalul dacă sunt. Acolo văd la casă. Da. Da, unde? Da. Unde erau? Da. Cătărie. Era și curtea unui. Da. Ia uite-te, au fost, farmece aruncate pe acolo? Da, au fost. Da? Da. Să ardă. S-a curățat acum, s-a purificat curățat. Cu bombele de lumină, da. S-au ars. Da. Și ia să vedem, poate să facă o ceva, o ceva o care, da, o protecție care se activează automat. Sau stă activă, sau pur și simplu, nu știu. Putem face un clopot de lumină, da. Să-l punem pe casă și pe tot terenul. Da, și pe porțiunea de la poartă, da, pe unde ar călca. Da. Când ar veni acasă. Păi da, să fie în fața, din fața porții, da. Cu stradă cu tot de acolo, așa. De da. Peste drum. Da. Și să activeze în fiecare zi sau... Clopotul. Hai să-l facem activ.
activ. 7 zile, o săptămână și... Da, și să-i fai un buton. Da. Hai să-i facă un buton și apasă butonul, dă pe verde. De câte ori își amintește de butonul verde și globătul funcționează. Este cu iubirea asta, e atât de înaltă vibrația, că orice ar veni, dacă se atinge, sfârie. Face din alea ca la trăsnete. Se dizolvă. Da. Nu poate să treacă. Nu. Nu poate să treacă nimic. Da. Bine, Eva. Activat. Ok. A curățat și la apartament, Daniel? Da. Bine. Da, a curățat și acolo. A tapetat toată casa, tot apartamentul. Bine. Acum ne despărțim toate structurile, le curățăm. Ai zis că vrei să verificăm aparatul. Hai să vedem aparatul în timpul acelui... Stai că opresc aici, da, înregistrarea. Și nu...